Un nou loc de unde poți cumpăra coins la FIFA. Linkul în descriere alături de un cod de reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații. Simplu! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la episodul 2 din Pokémon Ultimate Team. Data trecută, 3 evoluții am avut pe Jiku, pe Willis și pe Devante Cole, zeul Dumnezeul. Și astăzi o să avem încă un meci, bineînțeles, și o să ne mai revedem sâmbătă viitoare. Bun, acum trebuie să aleg jucătorul acela, dacă o să iasă, cum îi zice, omul meciului, o să-l evoluez. Bun, pe cine? Ok, în caz că sunteți noi pe canal, regulile seriei în descriere, să nu uit că s-a mai întâmplat anul trecut și acum 2 ani, lumea să mă întrebe de ce nu-l bași pe Ibrahimovic, că am văzut că l-ai pe bancă. Da, ok, hai să vedem. Bă, sincer, ia hai mă să mergem pe mâna lui Anderson în meciul ăsta. A dat un golaso mania în episodul trecut. Poate o să iasă jucătorul meciului, omul meciului, de ce nu, iată. Eu zic că are șanse. Haide să căutăm însă oponent. Iată și oponentul, numai să dea și el aici. Ready, prietene. În sfârșit a dat și la accept, doamne. Așa ceva. Ok, o să joc în kitul ăsta și hai să vedem ce echipă are tânărul nostru oponent, cred. Poate are vreo 80 de ani și o să moară în timp ce joacă și așa o să câștig. Ce? Ok, văd că are acolo atacant de gold, are un RM ca și CDM în loc să-l pună în atac și să-l pună pe ăla CM ca și CDM. Unii oameni sunt ciudați, adică scrie rolul, e logic să... Asta nu trebuie să știi FIFA ca să știi să poziționezi pe aia. Îți trebuie puțină gândire la dracu. Mă rog, haide să începem meciul. Ne-am bazat pe Anderson, să sperăm că o să iasă omul meciului și, bineînțeles, să evolueze. Că este un meci în care se poate înscrie ca lumea, dar dacă aș și putea să trimit unde trebuie. Ho-ho-ho! Thomas cu golaso mania, ma friends! Oh, doamne, ce șut! Ce șut în fața camerei, du-te! Meriți, prietene! Ce șut a prins Thomas! Mingea deviat acolo! A săltat-o din aer, a prins-o! Un semivolet! Frumos! Foarte frumos, bă! Așa, bă, Jack Thomas înscrie minutul 5! Senzațional sau ce? Let's go! Haide, Devante! Doamne, de capul meu! Devante îl distruge pe ăsta! Stai așa, de unul singur! A reușit să ajungă în fața porții, împotriva cu o grămadă de oponenți, dar tot el pierde de unul singur pe aici. Vuinovic, iată, scapă, încearcă să joace pe contraatac tipul ăsta. Apărarea mai plecată cu Sorcva, șutează Kin. Nu-l poți bate pe Kin, mă, încă n-a luat niciun gol, mă, și cred că nu o să ia nici în meciul ăsta, sper cel puțin. Thomas, frumoasă pasă, haide Heinz. Haide, tinere Heinz, haide. O centrare de geniu, vreau să văd aici, liber ăsta! E posibil. E posibil să rateze așa ceva de unul singur acolo. Cum dracu culturist ești, dobitoc la cap? Sper să evoluezi. Du-te dracu numai pentru faza asta. Ai jucat tu cât de cât bine meciul trecut, în episodul trecut, dar acum slab rău de tot. Thomas! Thomas e bombardier, nu-l poți opri. Golaso mania. Hește golaso mania, my friends. N-ai cum. Două boabe de la Thomas, două bombe adevărate. Ce bine șutează acesta. Vai de capul meu. Jake sau John Thomas, nu știu exact cum dracu îl chemam și uitat deja. Dar bă, are un long shot dement acest Thomas. Se pare. Devante, bună mingea asta. Haide Heinz, haide Heinz. Haide Heinz, bună bă, bună asta. Și ce dracu se întâmplă aici, bă? Settlemyer. Îmi sună foarte cunoscut, cred că l-am avut la Pokémon Ultimate Team, la aia cu Germania. Sincer să fiu, acum 2 ani parcă Settlemyer îmi sună extrem, extrem de cunoscut. Mamă, ce tackling-uri bagă ăsta, bă! Ok, frumos. Smoldix se întoarce și ratează. Aproape de încă o evoluție și Smoldix își respectă numele. Numai cu jumătăți de măsură o face al dracu. Oh, da, ce pas aici, trebuie să fie neapărat gol. Culturist, nu, nu, da, cum dracu de... Ai de cap, mă, portarul vieții, Settlemyer. O centrare acum, hai cu corner, hai gol din corner, Dempsey sare. Este acolo Willis, la dracu să-l ia pe Willis, că n-a reușit nimic. Este pauză și scorul este 2-0, bă, dominare totală aici, am avut o grămadă de ocazii.
Culturist ăsta e de căcat, la fel și Smoldix. Devante Cole, nici el nu prea apare în joc. Am jucat mai mult cu mijlocașii, tocmai aia pe care nu-i suportam în meciul trecut, care n-au jucat nimic. Iată, mijlocașii central fac tot meciul acum. O, da, Smoldix, o, da, tehnic greșit acolo. Pe jos, no look shot-ul și apără Settlemyer. Du-te, dracu de portar. Băi, fratele meu, așa ceva. Ai cu capul, poate. Poate acolo să intre mingea. Cum, dracu, să nu intre? Cred că a fost autogol. Sincer să vă, cred că a fost autogol. Îl pune pe Devante. Cred că Devante ăsta să sărbătorească, dar cred că a fost autogol. Sau? Da, sporle. Iată, și avem o evoluție în plus în acest moment. La 3 goluri, bineînțeles, evoluție. Small Dicks, bun așa, Tomas. Frumos, Tomas, combină cu toată lumea aici. Tomas, încă o dată, Tomas. Tomas, hai să vedem, ducem până la capăt nebunia asta, mă. Ajunge Cole la minge. Cole înscrie 4-0. Hai să încercăm 6-0, bă. Hai 6-0 să avem 4 evoluții. Ar fi genial. Bine, Devante scrie, am pasat aici și eu. Dau și eu gol odată din pase legate ca lumea. Ok. Dempsey rezistă bine aici. Cumva, Small Dicks, acum Tomas. Tomas cu hat-trick-ul. Am putea, de ce nu penalti? Nu se poate, a fost tackling bun. A fost tackling bun ăla, du-te dracu. Băi, coaie, aproape. Mamă, am uitat că dacă fac hat-trick-ul ăsta. Small Dicks. Bine, Dempsey, super, Tomas. Încerc să mă duc cu Tomas aici să dau un gol. Du-te, Tomas, urcă, te rog. La dracu, hai să vedem aici, urcăm, suntem o grămadă de oameni. Și eu aleg cea mai proastă variantă. Să centrez în loc să șutez. Tărtân acolo, centrare bună cu capul Cole. Încă o ocazie bună, Cole însă ratează, din păcate. Hai să pornim la unul atac, ultimul probabil, dar nu-l mai apucăm. Cred că el o să aibă ultimul atac. Este penalti, ăsta așa-i? Este fucking penalti și era în spatele meu și l-am faultat. Cum dracu e posibil așa ceva? Îmi spui și mie, joculete, cum dracu e posibil așa ceva? Nu înțeleg. Sau de șobor mașină asta bate repede. Cred că o să dea pe lângă. Este gol. Din păcate, primul gol încasat de Kin și sau de bor mașina cu aia. Mamă, de când n-am mai auzit-o, bă? 4-1. Tot cu 3 evoluții vom rămâne. Și în acest match se termină. 3 evoluții, bormașină pe fundal, viața e senzațională, 2 goluri superbe de la Tomas. A bubuit ăsta poarta cu 2 long shot-uri și bineînțeles este omul meciului. Eu am pariat pe Anderson, deci Anderson nu va evolua automat, bineînțeles, dar tot va putea evolua dacă o să pice numărul său. Am luat niște coins, totul e bine, totul e frumos, o victorie cu 4-1, mereu apreciată cum dracu, iată statistica. A avut și el șuturi, deși a jucat destul de slab. Haideți să continuăm și să vedem, bineînțeles, evoluțiile de astăzi. Ok, din nou pe random.org și haideți să vedem ce numere o să pice pentru acest mirobolant episod. Avem 3 evoluții pentru astăzi, la fel ca în episodul trecut. Generate! Numărul 2, da, mă! Nu, stai! Stai că se începe din partea cealaltă. Am uitat că se începe de jos, am crezut că evoluează la atacantul. Asta este, evoluează left back-ul. Deci 2, 7 și 11 din nou de Devante Cole. Evoluează încă o dată. Incredibil. Dar să nu mă dai înapoi în joc, mă, joc retard. Așa, deci 1, ăsta este 1. Apoi 2 este Heinz, care a jucat destul de bine. Apoi 3, 4, 5, 6, 7. Thomas Coaie, serios. Are 50 shooting. Cred că au fost nimereală acele goluri. Și o să avem deja primul silver, 11, bineînțeles, fiind Devante Cole. S-a schimbat numărătoarea față de anul trecut, în caz că n-ați văzut episodul 1, vă recomand să-l vedeți. Ok, hai să vedem pe cine aduc acum. Bun, iată și evoluțiile de astăzi. Îl avem pe Lake, cred că se numește, cred că se pronunță numele lui. Este foarte bun, mă, 81 la pace, 60 dribbling, 60 defending, 64 physical, pare un tip destul de solid. Cât de cât, adică 64 fizică, eu cred că e destul de bine. Chiar dacă nu este înalt, este și el destul de tânăr. Iată, 81 pace, de asta l-am luat. Fuck it, la ce dracu. Și apoi îl avem pe Brown în locul lui Thomas. 80 pace, 400 weak foot, doar 2 skill moves. Din păcate, work rate-uri low, low. Are 60 shooting, 61 passing, 69 dribbling, 61 physical. Este un jucător foarte interesant, sincer să fiu. Am dat 600 pe el, sper să merite 600 de coins. Reese Brown. Și cum nu puteam să rămânem fără un Thomas, în atac îl avem pe Thomas. 81 pace, 300 skill moves, 4 weak foot, 66 shooting.
are pace bun, are dribbling bun, physical 79, aproape 80, vă dați seama, mă? Înseamnă că e destul de bun jucătorul ăsta. Dar ce dracu echipă e asta? Players details, să vedem. Oxford United, și-au schimbat logo-ul ăștia, mă? Au un bow acum. Bun, deci o să ne asortăm foarte bine. Oricum, așa arată echipa acum, deja primul silver, bă. Mai țineți minte că anul trecut atacanții nu vreau să evolueze? Iar acum iată ce se întâmplă. Incredibil. Oricum, au evoluat 4 în apărare și 1 în atac de 2 ori. Să sperăm că data viitoare va evolua și Small Dicks ăsta sau culturist, pentru că amândoi sunt slabi rău de tot. În rest, jucătorii sunt destul de buni. Nici Tartan ăsta nu prea îmi place. Portarul este mirobolant, a luat un singur gol ăla din penalti. A și apărat un penalti în primul episod. Echipa arată bine, ce pot să zic? Să ne vedem cu bine sâmbăta viitoare, pentru că această serie apare doar în weekend-uri, în caz că nu știați. Eu am fost Quick, să aveți o zi grozavă. Like dacă v-a plăcut. Ciao.